Binecuvântat să fie marele nostru împărat, cel îmbătrânit de zile, a cărui știință nu are limită. Binecuvântat să fie Iisus Hristos, Domnul nostru, care și în dimineața aceasta ne-a pus pe inimă să venim în casa Lui cea sfântă, să avem părtășie unii cu alții, să ne bucurăm de prezența fraților. După cum spunea psalmistul, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca roa Hermonului care curge pe munții Ționului. Este ca unde lemnul care curge pe barba lui Aron se pogoară pe marginea veșmintelor sale. Frumusețea părtășiei, frumusețea cercetărilor. Ne spune Scriptura că prorocii din vechime cercetau cu stăruință să afle despre Dumnezeu, despre taina lui Dumnezeu Tatăl. Spune înțeleptul, cine s-a suit în ceruri și cine s-a coborât din ele? Cine a strâns vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cum îl cheamă pe el? Știi tu cum îl cheamă pe fiul său? Și pentru fiul său am venit aici, pentru taina lui Dumnezeu Tatăl, pentru Iisus Hristos, să ne hrănim din această înțelepciune, să ne hrănim din știința celui îmbătrânit de zile, din însăși Fiul Său, care ne-a chemat la o preoție, la o preoție împărătească. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Și pentru că ne-a chemat la aceasta și pentru că îl iubim pentru Iisus Hristos și am ascultat îndemnul din dimineața aceasta, ca să ne aplecăm inima, cum ascultă niște ucenici, cu toată atenția. Și după cum spune Solomon, tot ceea ce înfăptuiți, să înfăptuiți cum? Cu toată puterea voastră, ca să dobândiți înțelepciunea cerească. Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot, ne-a chemat ca să fim preoți. Pe fiecare în parte de aici ne-a chemat și suntem preoții Săi. Dar după cum un preot are o chemare, într-o definiție a lui reprezintă și ceea ce el face. Și preotul este chemat ca să slujească. Voi lua citire din Maleahi, capitolul 2, de la pagina 918, de la versetul 1. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Dar le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I-l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Păzirea științei. Noi fiecare de aici am fost chemați să păzim știința dumnezeiască. Dar care este știința aceasta dumnezeiască? Știința lui Dumnezeu este înțelepciunea. Spune mai departe în Proverbe, știința sfinților este priceperea, este aceeași floare cu diferite petale. Dar fiecare în parte trebuie cercetate, fiecare petală trebuie
privită cu atenție, ca să ne minunăm de frumusețea ei, de frumusețea înțelepciunii și a înțelegerii. Marele împărat l-a chemat pe Aaron și l-a ales ca să fie pus în slujbă, să-i slujească ca mare preot și pe linia lui ca să fie descendenții săi preoți. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta decât dacă o primește la Dumnezeu. Dar odată chemat Aaron, i s-a dat anumite porunci, rânduieli și învățături, ca el să le păzească cu privire la casa Domnului, la locașul întâlnirii. El trebuia să știe toată rânduiala cu privire la jertfe, cu privire la judecata între un om și altul. Era chemat să fie lumină. Și a fost lumină. Vedem că pe mulți i-a bătut de la rău. Cu atât mai mult noi, care am fost chemați după Malchizedec, după Melchizedec, după împăratul neprihănirii, după împăratul dreptății, am fost la chemați la o preoție cu mult mai deosebită. Și după cum preoția din vechime avea această datorie de a îndemna pe oameni la bine, tot astfel și noi avem această datorie în ziua de astăzi. Să păzim înțelepciunea, să fim povățuitorii celor fără de minte, cu dragoste și cu bunătate. Se așteaptă din cuvintele noastre învățătură, se așteaptă dragoste. Dar cum să ai dragoste dacă nu înveți de la Cel ce este dragoste? Dacă mă iubiți, spune Iisus Hristos, veți păzi poruncile mele. Poruncile lui Dumnezeu, spune psalmistul, dau lumină ochilor, dau înțelegere. Lumea din ziua de astăzi aleargă după tot felul de lucruri, dar mai puțin după înțelegere. Caută să investească în tot felul de lucruri, dar mai puțin în bursa de valori duhovnicești. Nu există o altă valoare sub soare decât a-L cunoaște pe Cel mai mare, pe Iisus Hristos, care n-are asemănare. Nu există. Modul lui de viață, felul în care s-a comportat și a învățat poporul, e lumina adevărată, lumina care vine de la Dumnezeu. El n-a fost ca și preotul din pilda bunului samaritian. El n-a trecut pe lângă noi ca nu cumva să se spurce. El a trecut și s-a pogorât, s-a întrupat. Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat. S-a întrupat Cel infinit în ceva finit. S-a întrupat ca să ne mântuiască. Să ne aducă înapoi la Tatăl. Pentru că asta era slujba preotului. Să facă ispășire. Să reprezinte norodul în fața celui îmbătrânit de zile. Să mijlocească pentru norod. Să aducă jertfă pentru norod. Da, noi nu mai trebuie să aducem vite, oi, țap și berbeci. Dar trebuie să aducem pentru frații și surorile noastre rugăciuni. După cum am fost îndemnați în dimineața aceasta, după cum s-a înălțat din acest locaș, asta e o jertfă de bun miros înaintea Domnului. Asta este plăcut celui îmbătrânit de zile. Să ne rugăm unii pentru alții. Astfel vom împlini slujba de preoți. Astfel vom face dreptatea, neprihănirea. Preotul trebuie să cerceteze. Spune înțeleptul Solomon, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere picioarele tale în căile mele. Dacă timpul pe care îl petrecem nu sunt în calea cea sfântă, în învățătura dumnezească, vom aduce pe alte cărări, vom ajunge pe căile nebuniei. Spune mai departe Solomon, pentru ce, fiule, ai iubit o străină? Pentru ce? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului,
Domnul vede și cântărește toate lucrurile. El are măsurătoarea cea adevărată, matematica supremă. El știe dacă inima noastră este dedicată întru totul totului, tot slujirii, după cum era chemarea preotului, să se ocupe strict de calea Domnului. Dacă pui faianță, un simplu muncitor, pune-o cap pentru Dumnezeu. La Dumnezeu nu-i place jumătățile de măsură. Pe Dumnezeu trebuie să-L reprezinți înaintea oamenilor cu perfecțiunea sa. Căci preotul este un mesager al Domnului. Din pricina noastră, de multe ori este batjocorit numele lui Dumnezeu. Pentru că oamenii se uită la noi, la cei care poartă numele de drepți, de oameni întorși, de pocăiți, și nu numai, la creștini, oamenii se uită la noi pentru că noi reprezentăm pe Dumnezeu ca preoții. Dar dacă vor vedea fapte lipsite de înțelepciune, lipsite de dedicare, asta va aduce o mare rușine împăratului nostru. Și există consecință. Dumnezeu de multe ori ne va arunca balega în față. Îi spune lui Eli, am să cinstesc pe cine mă cinstește, la marele preot, dar pe toți cei care mă disprețuiesc, îi voi disprețui. A fost foarte dur cu el, pentru că cui s-a încredințat multe, îi se cere multe. Fiii lui au mers pe o cale rătăcită și Dumnezeu i-a omorât. Dar există nădejde, spune mai departe în Maleahii. El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și va aduce Domnului daruri neprihănite. S-a vorbit în îndemn că de ce vine încercarea, de ce vine durerea, de ce are parte cei drepți de suferință. Spune psalmistul Asaf în psalmul 73, caut pe Domnul toată ziua, îmi îndrept mâinile spre El, îmi spăl mâinile în nevinovăție și totuși sunt lovit în toate diminețile. De ce? Dumnezeu vrea excelență. Vrea excelența gândirii, vrea excelența dragostei, excelența înfăptuirii poruncilor sale. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este ușor și sarcina mea ușoară. Toți cei care vor să caute înțelepciunea, spune Yeshua ben Sirach, fiule, din tinerețile tale alege învățătura și până la căruntețile tale vei afla înțelepciune. Dar fiule, încinge-ți coapsele minții, pentru că înțelepciunea te va încerca să-ți testeze loialitatea. Pentru cei neîncercați este ca o piatră grea pe care o vor lepăda-o rapid. Dar pentru cei disciplinați, cei care au săpat în stâncă, chiar dacă au venit șuvoaiele, chiar dacă au venit râurile, ei rămân tari. De ce? Pentru că au păzit cuvintele lui Iisus Hristos. Toți aceia se aseamănă cu acel om înțelept, care a zidit pe stâncă casa. Dar toți restul care nu păzesc poruncile marelui preot, se aseamănă cu cel care a zidit pe nisip. A venit ploaia, au venit șuvoaiele și fundația s-a dus. S-a dus toată casa. Dar există nădejde. Există nădejde pentru că Dumnezeu, lumina lumii,
ne-a chemat să fim ca și El. Să aducem lumină, să abatem pe mulți de la zidirea nepricepută și să-i punem pe calea cea plăcută lui Dumnezeu, calea înțelepciunii, calea priceperii. Dar pentru aceasta e nevoie de hărnicie, nu? Ca să ajungi un om iscusit într-o muncă oarecare, e nevoie de dedicare, e nevoie de a lucra cu ardoare. Spune înțeleptul Solomon, am trecut pe lângă via unui leneș, am trecut pe lângă ogorul unui om lipsit de hărnicie. Și iată că zidul era dărâmat, ogorul era plin de spini și pălămidă. Și am tras învățătura, încă puțin somn, încă puțin încrucișarea minților, a mâinilor și a minții. Până când, leneșule, vei dormi? Când te vei trezi? Căci sărăcia va veni peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat să ne postea asupra ta. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm ogorul minții. Leneșul duce mâna în blid, dar vine greu să o ducă iar la gură. Ai deschis Scriptura lui Dumnezeu, ai deschis învățătura celui preanalt. Dă-ți silința să o duci la gura minții. Dă-ți silința de pune un efort a înțelege cele spuse. Ca nu cumva Dumnezeu să găsească în ogorul tău și al meu spini și pălămidă. Destrăniți-vă ogorul, nu semănați între spini. Nu poate pătrunde înțelepciunea dacă ți-ai umplut inima de gunoiul acestei lumi. Mintea se aseamănă atunci cu un canal care e umplut de sedimentații și apa dumnezeiască nu mai are pe unde să treacă, e prea puțin locul. Trebuie curățit canalul, trebuie desfundată țeava pentru ca lumina să pătrundă. Dar pentru asta e nevoie de hărnicie, e nevoie de dedicare. În casa Domnului este odihnă, dar este și muncă. Jertfa necurmată se aducea zilnic. În mintea prost cultivată pătrunde pofta desfrânată. Cu ce cultivăm mintea? Cu poruncile Domnului sau cu gunoaiele acestei lumi? Datoria preotului era să cunoască toată legea, să o cunoască bine de tot. Să facă deosebirea între ceea ce este sacru și profan. Deosebirea între ceea ce este curat și necurat. În ceea ce este profit și câștig și între ceea ce este faliment. Apleacă-ți inima la învățătură. Ia cuvintele mele în gura ta. Toate să-ți fie deodată pe buze, căci înțelepciunea e tot cuprinzătoare. Spune Sfânta Scriptură că toate lucrurile au fost făcute prin ea și pentru ea. În orice ce facem, să căutăm profitul maxim. Nu? Pentru că așa este un capitalist. Cel care dorește să se îmbogățească, caută prin iscusința sa să aibă câștigul cel mai mare. Și e bună bogăția, nu e rea, cea pământească. Dar, spune Dumnezeu, în primul rând, îmbogățiți-vă față de mine. Luați cuvântul meu în inima voastră. Pentru că aceea e bogăția care rămâne, investiția care nu piere, e asigurarea pe viață veșnică.
Orice altceva, spune Solomon, nu spune priceperea în apte în bogății și scusința în a dobândi avere. Pentru că bogăția se aseamănă cu un vultur care își face aripi și zboară. E trecător. Astăzi ai, mâine poți să nu mai ai. Dar cine are pe Iisus Hristos în viața lui, ca mare preot, cine păzește știința dumnezeiască, dobândește gloria cerească, viața nemuritoare. Ce altceva ar putea fi pus lângă viața fără de moarte? Ce altceva? Există vreun termen de comparație? În lumea aceasta există ceva mai de valoare? Nu este nimica. Să trăiești veșnic și nu oricum, în prezența celui mai bun, în prezența Sfântului Sfinților, în dragostea nemărcinită. Nu există altă comoară mai mare. Ținta cercetărilor noastre trebuie să fie în acea direcție. Pentru că dacă nu vor fi, vom avea de suferi. Mă gândesc că niciun om nu vrea, niciun om normal, nu-i place suferința, nu? De multe ori faptele sale le duc într-acolo. De ce? Pentru că se abate la cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, marile împărății în lumea aceasta au avut propășire când au avut ca și bază decalogul cele 10 porunci ale Dumnezeu. Însă și Constituția Americii a fost fondată și pe aceste principii. Când un neam sau împărăție ajunge să disprețuiască aceste învățături, ruinarea este următorul pas. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu este cauză și efect, investiție și randament. N-are cum să fie altfel. Sunt niște principii eterne, neschimbabile, nestrămutabile. Până când vom dormi. Problema este că păcatul aduce întunecime, aduce faliment. Când în viață omul începe să păcătuiască un pic, poate zici, păcatele mele nu sunt așa mari ca și altuia. Dar tocmai problema stă într-o astfel de gândire. Pentru că așa bucată mică de păcat îți va răsturna viața încet, încet. Buturga mică răstoarnă carul mare. Păcatul încet, încet roade, ca rugina se înmulțește și mintea ta nu mai deosebește, și a mea, nu mai deosebește ceea ce e drept. Ce-i de făcut? Păzirea cuvântului, părtășirea, umblarea cu Iisus Hristos, fiul marelui capitalist, desăvârșirea câștigului, e singura soluție, alta nu este. Preoții slujau la templu și ajutau pe marele preot în toată lucrarea pe care avea de făcut. Tot astfel și noi trebuie să umblăm cu Iisus Hristos. Spune Iisus Hristos, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, nimica bun. Nimic bun, nimic profitabil ce să rămână pentru veșnicie. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Că gel va fi ca focul topitorului și ca leșa înălbitorului.
Suntem chemați să avem dragoste, fraților. Vremea este scurtă. Spuneau apostolii încă de pe vremea lor, acum circa 2000 de ani. Vremea ca marele împărat să se întoarcă este chiar la ușă. Și ca fiecărui spraf din nevacere socoteală, cum ai slujit? Ți-am încredințat un pol, un talent. Ce negustorie ai făcut cu el? Ai căutat să arăți dragostea mea? Ai căutat să arăți înțelepciunea mea celor neștiutori? Ai căutat să abați ca și Levi pe mulți de la rătăcirea falimentului? La rătăcirea prostiei? Și spune Sfânta Scriptură, fiecăruia îi va da după cum a lucrat, după cum a investit. Dragilor, suntem chemați să fi credincioși. El însuși lucrează în noi. Nu trebuie să ne temem, ci să-i slujim cu credincioșie. Căci spune Scriptura, eu dau și voința și înfăptuirea. Noi doar trebuie să dăm dovadă de loialitate, de ascultare, fără de asemănare. Aș vrea să închei cu Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Țion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului Tău, căci mai mult face o zi în curțile Tale. Ea este mai de preț decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în cortul răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne oștilor, ferice de omul care se încrede în tine, cel care face negustorie cu tine. Negustoria cu înțelepciunea, negustoria cu înțelepciune, cu dumnezeirea, ea este mai de preț ca orice negustorie. Haideți să facem împreună negustorie cu Dumnezeu. Să-L implicăm în viețile noastre, să-L reprezentăm cu cinste și cu onoare, buzele noastre să păzească știința, știința sfinților, priceperea. Să-I abatem pe toți ai noștri care încă nu sunt pe calea cea bună, să-I abatem pe calea cea dreaptă, cu dragoste și cu bunătate. Să fim preoți dedicați ai Săi. Spune Iacov,
Religiunea unui om care nu își înfrânează gura este zadarnică. Nu trebuie vorbite cele care nu sunt potrivite. Iată religiunea lui Dumnezeu. Să-i cercetăm pe văduve și pe orfani și pe săraci. Și să ne păstrăm neîntinați de lume. Aceasta este religiunea plăcută lui Dumnezeu. Preotul, dacă era întinat, nu putea sluji la altar. Nu putea să vină. Noi, ca niște preoți, trebuie să ne păzim de întinăciunea nebuniei și de rătăcirea prostiei. Amen. Și Domnul Dumnezeu ne va ajuta la aceasta. Harul Său ne va călăuzi și ne va binecuvânta. Și lucrarea pe care a început-o noi în fiecare, El prin puterea Sa cea mare o va duce la bun sfârșit. Amen.